că bunica mea nu mai am pulover, îmi croșetase pulovere. Aveam un pulover verde, nu uit cât ești, nu cu iris, aveam un pulover verde pe care scria heavy metal. Hai mă, lasă-mă, face. Genial. Și cu ăla mergeam la concerte, știi? Și asta era o chestie. Și mai aveam încă unul, albastru cu argintiu, albastru închis cu argintiu, și avea așa un fel de fulgere, jumate era argintiu și jumate era albastru, cam ca la Kiss, așa o chestie. Da. Și aveam aici 666 mare. Am înțeles. Tot la comandă, să se pricoa să croșteze un pulover cu 666, dar l-aveam că așa am vrut eu, știi? Alex, albumul cel mai tare rămâne Zău Moș, categoric. Uh-huh. Eu zic că Zău Moș este cel mai grozav album al României, până acum a scos. Deci eu sunt... Ăsta e Zău Moș. Ăla-i, da. Deci exact. școala negră Bunget. Da, deci clar, deci ei îs... Eu zic că asta e o muzică completă. Deci black metal-ul simfonic, death metal-ul progresiv sunt genurile cele mai avansate ca în muzică. Pentru că au simfonic în ele, deci au cam tot ce înseamnă în muzică. Ei cântă așa în stilul Gloomy Grim, dacă ai ascultat din Finlanda. Mulți străini care au ascultat albumul Sinze spun că, mă, pe un singur album sunt materiale de 10 albume la alte trupe. Deci alte trupe cu două piese de la ei ar face un album întreg. Piese pe care le prins cu greu, de fiecare dată o piesă de black metal simfonic, parcă o scuz prima oră, mă. Poți să o scuz de 10 ori și totdeauna descoperi încă o chestie nouă care n-ai auzit-o la prima audiție. Bine, și metalcore mie îmi place ca gen, pentru că e un amestec foarte interesant de toate stilurile. Deci brutalitatea din metalcore nu este nicăieri. Mă, deci, se poate. Slayer se poate duce la culcare vis-a-vis de scene din metalcore super turbate, înțelegi? Și, în general, metalcore-ul la bază are o linie melodică melodioasă, foarte melodioasă. Chiar spre comercial ai senzația și vine câte o tornadă din aia de turb și un bridge din ăsta care rupe tot, știi? Și iară revine, o turbină, știi? O turbină și trece așa, știi, pe acolo, știi? Începe să urle ca demenții, parcă să ieșiți din minți, înțelegi? Deci criza aia de disperare, numai la Faith No More am auzit-o, care momentele când Patton face... Începem seria de interviuri pe 2024, primul interviu din 2024 pe 21 martie. Anul acesta vom încerca să ne întoarcem la ideea de la care am pornit acest canal, și anume ideea de underground adevărat. Și ideea de underground adevărat implică oameni a căror muncă este mai puțin vizibilă, poate tehnicieni de lumini, tehnicieni de sunet, cameramani, oameni care fac scena să funcționeze, fac roțile să se învârtă, dar, cum spuneam, care o perspectivă este rar
auzită. Și totodată un principiu jurnalistic spune că dacă dorești să afli lucruri noi, trebuie să lucrezi cu oameni noi. L-avem alături de noi pe un YouTuber specializat pe filmări de la concerte, Edward Aurori, cunoscut drept Tsuki. Un clujean adevărat, e în Cluj de când s-a construit Clujul, cred. Te-ai născut în aprilie 69, ai trecut prin anii 70 și te-ai apucat de metal în 80. Și din 80 încolo. Hai să vedem, cine este Tsuki? Aba chiar de când s-a construit Clujul, nu, dar adevărul este că sunt pe perioada în care într-adevăr începea Clujul să se construiască. Și bine, eu sunt născut și crescut în Andrei Mureșanu, ca să zic așa, și măritat în Grigorescu, așa am obicei okay. să spun. Știi? Deja sunt mulți ani de când stau în Grigorescu, dar sigur sunt clujan jet pe jet și am avut un frate și am fost la liceu din zonă, la Coșbuc, am crescut la liceu Coșbuc, acolo erau și secție germană și secție română, eu am crescut în secția română, dar ideea este că undeva noi ne-am lovit de fenomenul heavy metal în clasa a 9-a, 10-a. Deci când a început liceul. Mi-aduc aminte, ăla a fost primul moment când ne-am întâlnit cu rock-ul. Până atunci nu ascultam și mi-aduc aminte, deci noi am început cu Kiss și cu AC/DC. Multă lume a început cu formații vechi, ca Deep Purple, Led Zeppelin, sau, mă rog, acum generațiile mai noi, dar suntem generație veche, au început cu Metallica și ăla a fost un pas la noi. A fost Kiss cu AC/DC, mi-aduc aminte, și mi-aduc aminte primul vinil. Am avut un pick-up vechi, de pe ruia lui maică-mea, maică-mea îl folosea. Și a fost Back in Black, a fost okay. Back in Black a fost primul vinil care eu l-am cumpărat. Îmi duc aminte că l-am cumpărat de la fiul unui securist. Unii aveau acces la chestiile astea și mi-aduc aminte că l-a fost primul vinil care am ascultat. Dar în principal ascultam casete. Casete erau clar, casetofoanele erau atunci la modă. Și de unde îți făceai rost de muzică? De la Oser? Sau de unde? Nu, de la Oser cumpăram vinilurile. Deci aproape toate vinilurile cu Maiden, am aproape toată colecția de Maiden, cel puțin până în anii 90, până la Fear of the Dark, cred că am toate albumele de la Maiden. Și astea noi încă nu le-am. La un moment dat am lăsat-o mai încet cu vinilurile, dar eram nebunit după coperțile, după povestea lui Eddie, chestii. Eram mare fan de Iron Maiden. Andy Ghost a încercat pe la concerte să facă scheme în genul lui Eddie de la Iron Maiden, pe la început, când erau primele concerte cu altar. Da, era foarte... Cobora el pe sfoară, erau chestii așa mai... A fost chestii foarte tare atunci. Mi-aduc aminte și de multe nu mi-aduc aminte. Povestesc acum și stau să mă gândesc. Sunt concerte la care n-am fost la altar. Și deși îl cunosc pe Andy Ghost de pe vremea când încă nu exista numele ăsta. Și Pico se numea. Da, Pico îi spuneau prieteni, Pico îi spuneau ungurii, Pico îi spuneam și acum mulți îi spun Pico. Noi suntem obișnuiți care suntem vechi prieteni să-i spunem Pico și acum. Dar urma a venit numele de scenă care e foarte mișto. Foarte mișto numele de scenă, mă distrează și e super ok, super ok. La început anilor 90 erau celebre niște chestii. Știu că erau bătăi la gară între rocker, metaliști și depeșari. Da, aici ai avut parte de chestiile astea? Bă, n-am avut parte de bătăi de genul ăsta. Adevăr este că n-am avut parte de bătăi de roche de la gară, la gară era bătaia. La gară erau, da. N-am stat așa în găști, așa pe străzi. Noi am fost destul de cu minți, așa, am ascultat muzica acasă, știi? Pico, dacă se uită acum la interviu, el a fost un fel de împăcător al depeșarilor cu metaliști. În sensul că el avea caiete, scrise de mână cu versuri de la Depeche Mode. Și atunci, vrând nevrând, ca să le dea versurile, s-au împăcat cu el și s-a mai diminuat rivalitatea. Făceam parte din aceeași categorie, deci eu exact din aceeași categorie făceam parte, eram nebunit după Depeche Mode, deci n-am înțeles, în școală mai auzeam hârmâruri de-astea între depeșari și rockeri, dar nu înțelegeam de ce, nici nu mă prelăudam foarte tare că eu ascult Depeche Mode acasă, dar eu aveam casetele, aveam The Speak and Spell și acum îl consider unul din cele mai mari albume, e foarte interesant. Mă rog, eu Violator îmi place
place mai mult, da. Total electronic, bine, tu ești generația următoare și le-ai prins întâi. De obicei, care ai ascult primele albumele, da, care exact, îți plac. Exact. Dar mie ăla mi se pare absolut demențial și Yazoo ascultam iară din categoria aia, știi? Deci, Alphaville, presupun. Alphaville, da. Sandra era, mi-era tot pe furia. Sandra deja era disco, deja era disco, dar ăștia... Nu-s de acord, era foarte dark. Da, erau, da, putem discuta, putem băga la synthie-pop, da, ăștia erau synthie-pop, clar. Și atunci se credea că sintezatorul va ocupa tot și că vor dispărea ghitările, dar timpul a dovedit complet altceva. Da, da, da. La un timp a dovedit altceva, vorba lui Dave Lombardo de la Slayer, că am trecut testul timpului și uite că sunt atâția ani de când o armată întreagă care ascultă Slayer și acum. Și deci pe momentul ăla mi-aduc aminte că eu ascultam foarte mult Speakers, deci îmi plăcea la nebunie. Fotograf și acum ascult și fotografic și Tora și o piese de astea de pe jumătate. Dar Lebă de pe copertă, nu? Da. Dar nu mă lăudam deloc cu chestia că ascult de pe spot, știi? Pentru că, într-adevăr, eram înnebunit după Kiss, după AC/DC, după Mascați, aveam postere. Mi-aduc aminte că apăruseră posterele pe pereți cu ăsta, mi-am luat pantalon de piele, știi? Și maica mi-a zicea, știu că intra în cameră, se uita și zicea, zice, trece asta, trece, e o perioadă care trece. Și pormă s-o tot înmulțit posterele, gecile de piele, au apărut ghitările, ghitările solo, ghitările bass. Și apoi, după ani de zile, știu că maică mi-a intrat în cameră, se uita și zicea, nu mai trece, știi? Dar era o mare jucătoare de bridge, nu mai trece. Și mi-aduc aminte că dacă, de exemplu, puneai Ozzy sau Dio, stăteam strigat din cealaltă cameră, dă mai tare, deci la urmă, erau multe piese care îi plăceau și ei. Dar noi ascultam la greu, deci ascultam la greu muzică, mi-aduc aminte, făceam air guitar prin cameră, țopăiam câte o oră, două pe zi, deci știu pe de rost mii de piese, practic, că le dai drum, acum știu când intră ghitara, când intră solo, când intră ce solo, ce... Deci pe lângă cameraman ai putea fi și inginer de sunet. Păi, dacă te-ai strădui. Da, s-ar putea, deci e o chestie de străduire. Și chestia cu cameramanul este absolut, absolut întâmplătoare, că în realitate nu-i doar un an de când am început toată povestea asta, nu mi-am tot imaginat că într-un an și ceva o să se ajungă aici, dar știu exact data când s-a întâmplat. Ideea este că... Cum undeva... se cheamă ceea ce faci tu? YouTuber specializat pe filmări la concerte? Cum, nu știu, nu știu dacă este o categorie, dar am înțeles că sunt foarte mulți care filmează și pun pe YouTube. Mi se pare o chestie destul de normală. Eu n-am avut-o asta la început inițial, deci eu am început să umblu la concerte undeva prin... O să povestesc și chestia cum am început să umblu la concerte, dar îs deja vreo 8-9 ani când am început să umblu la concerte. Deci undeva în 2010 am participat la cel mare Sony Sphere la București, când au fost Barosani una după alta. Deci a fost un line-up absolut criminal cu Volbeat, cu Accept, cu Manowar, cu Anthrax, Megadeth, Metallica și Slayer, deci The Big Four a doua zi, cu Alice in Chains și Stone Sour și Rammstein a treia zi, deci a fost criminal, era unul după altul, nu știai să mai strigi bis sau îl așteptai pe următorul. Da. Nu-l uit pe Adi Despot, care era pe scenă cu vița de vie și zicea, bă, mai suportați-le două piese, că și mie vine să mă arunc aici în față, în public, zice, că urmează Anthrax, zice, ce să zic, vine Anthrax, vine mega, de ce mă nebunit, să-ți dai să vedea. Super tare, super. Era visul tuturor. Și atunci am stat în față, mi-aduc aminte, dar după aia eu n-am frecventat concertele puternic, am fost ocupat cu afacere, nu m-am gândit și la un moment dat m-am gândit, m-aș duce la concerte și așa am început să mă duc la concert și undeva mi-am dat seama, deci clar vreau să fiu în față și mi-am dat seama că în față deja eram lup bătrân și îmi dădeam seama de niște lucruri, în față m-am gândit că este o gașcă și într-adevăr este aceeași gașcă, aia care stau în față sunt aproape aceeași tot timpul, știi? Și ca asta mă întreabă toată lumea, mă, dar cum ajungi tu în primul rând tot timpul, știi? Păi așa ajung că îi cunosc pe toți cei din primul rând, înțelegi? Și am știut chestia asta de la început și m-am dus voit, deci voit m-am dus la un festival, era un festival Metalhead, mi-aduc aminte, cu Behemoth, cu Cradle of Filth, deci undeva acum, cred că 10 ani deja, da, mai mult de 10 ani, când am fost la București, o dată foarte devreme, o dată pe la ora 1 m-am dus, cam știu că cineva zgârie poarta acolo la intrare, știi, și așa și eu, erau niște copii, băieți, fete, acolo tineri, mult mai tineri ca mine. Și am intrat în povești, am prieteni de o viață de atunci, încă am rămas prieteni, știi, și
brâzând, glumind, vorbind de muzică, nu, bine, e ușor să intri, când ești în același gen de muzică, e ușor să intri în discuție. Deci e o bătaie să prinzi loc, în primul rând, ce spui deci, acolo, tu, trebuie acolo... să te duci cu 3 ore înainte să înceapă concertul. Păi ca da, să... sunt care intră de vreme, sunt care ocupă locuri, sunt care ocupă locuri pentru altcineva, deci e o dacă poveste. Dacă vrei să vii din spate, nu prea te lasă. E foarte greu, păi da, dacă vii din spate și unul care o sta de la amiază, îți dai seama că nu-i combine și o să înceapă comentariile și mi se pare că din gestionare mi se pare destul de normal, știi? Dar fiind gașcă, țineau locuri unul pentru altul, știi? Eu atunci am format gașcă, asta atunci am întâlnit prima oară cu Bogdan Tănase, care e celebru de la Buzău. Mi-aduc aminte că vorbeau copiii ăștia trei și întreabă: "Bă, au venit Tase, au venit Tase." Bă, când au întrebat al cincilea dacă au venit Tase, ți-ai dat seama că cineva important. Am tras concluzia: "Bă, ăsta e ceva lider de gașcă acolo." Zic: "Bă, stau un pic să văd cine e Tase ăsta." Mi-aduc aminte că am așteptat până a apărut Tase. A apărut Tase atunci și am văzut că e cap de o vârstă cu mine, no, și ne-am râs cu el, ne-am înțeles din prima secundă și am povestit de muzici, de formație, nu știu ce, și am zis: "Mă, fii atent, eu am un pic de treabă, dar mă întorc la 4, dar la 4 deschidea deja ușile, știi, ăștia erau acolo în față, știi? Și într-adevăr, când am intrat, pormă, toți o striga: "Bă, Țuchi cu noi, stai bă, că s-au fost de la început, nu știu ce." Și am ajuns în față. După aia am început să comunicăm pe Facebook, normal, și lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat. Deja acum suntem mulți care ne cunoaștem între noi acolo față și pe pagina mea de YouTube, pe canalul meu de YouTube, poza de copertă din spate, o să vezi că, dacă te uiți atent în poză, sunt foarte mulți din prietenii mei de atunci, de 10 ani de zile, de când merge la concerte, majoritatea sunt față acolo. Și sunt din Buzău, sunt din Târgu Jiu, sunt din București, sunt din Craiova, sunt din Galați, sunt din foarte multe. Deci asta e societatea părți. Oamenilor care merg la concert de da, primul rând. Deci zice, row zero, așa. Nu, îi zice first row metalhead. Eu știam că se cheamă row zero, rândul zero. Rândul zero, da, dar eu zic că e first row metalhead. Deci da, metalheadzii care sunt în first row, tot timpul, asta scrie și la mine pe canal, că îi practic îs filmări de la un first row metalhead, știi? Pentru cei care, din oarecare motiv, n-au putut să ajungă la evenimentul respectiv. Mm-hmm. Dar... Asta a fost începutul la concerte, știi? Da. Era întrebarea cu filmările. Cu filmările, pentru că, uite, tu ai crescut într-un an, cât alții în 12, foarte mulți abonați. Dar asta, cine se uită? Și am observat eu, că știi să lucrezi cu prim planul foarte bine, asta am văzut. Ai filmare dinamică, nu stai pe loc, te miști stânga-dreapta, deci nu e o filmare de aia statică. Lucrezi iarăși foarte bine cu zoom-ul, am văzut. Și creez un fel de prim planuri în funcție de povestea piesei. Deci, în funcție de cum merg instrumentele, la fel lucrez cu prim planul. Astea sunt chestii care nu se observă la o primă vedere. Doi la mână, ești, cred că, singurul care filmează în public. Trei la mână, ai calitate foarte bună pe sound, pe sunet. Da. Există, și eu cred, și contrazimă. Eu cred că dacă trupa cântă prost, tu poți salva concertul prin filmare. Par genul ăsta de om, așa. Evident că vrei să scoți în evidență tot ce e mai bun. Nu, deci am văzut, acum spun sincer că am văzut prestație proastă, m-am uitat la tine pe canal și zic: "Bă, da, aici parcă ar fi cântat bine." Adevărul este că am o prietenă bună la București, Flavia, o știe multă lume, care, ea a fost prima care a spus că sunt trupe care, într-adevăr, ea are o experiență enormă în concerte, festivaluri și afară, și în străinătate, deci umblă afară, are un soț în America, deci chiar au văzut foarte multe concerte. Și zicea că sunt formații care sună foarte bine în concert, arată extraordinar de bine, știi, deci sunt foarte, foarte... atrăgător orice vezi la ei și dacă îi asculți pe audio nu e chiar așa de grozav. Da, îți dai seama că sunt un pic monoton, sunt un pic editare, stilul nu-i, știi? Pe când ei sunt foarte vizual, știi? Au carismă, asta se mișcă bine. De obicei invers, deci trupa cântă bine pe scenă și apare prost pe filmarea pe YouTube. La tine am văzut obicei, invers, adică prestația mai slabă pe scenă, dar mai bună pe YouTube. Acum explicația există, știi? Așa. Deci... eu am început să filmez pentru mine, evident, nu m-am gândit nicio secundă, știi? Am început să filmez pentru mine și filmam, niciodată n-am filmat un concert întreg, am filmat piese, secvențe, știi? Un minut, jumate, două, tot aveam senzația că mă n-are, sau o piesă, să zicem, o piesă mai, care îmi plăcea mai tare. Și m-au văzut în jur și au zis: "Mă, nu-mi dai și mie filmările." Zic: "Bă, dă-mi numărul de telefon, că pe Messenger mai mult de 50 secunde nu pot să-ți trimit." Da, așa, dar pe... acum știu că și WhatsApp-ul are limitare, 6 minute 50, deci are sub 7 minute, știi? Dacă pui un clip. Eu nu folosesc. Da, de aia zic, WhatsApp-ul are limitare, clar. Dar mă rog,
luam numele de telefon și m-am trezit la un moment dat că după concert stau câte două ore să încarc videouri. Știi? Bă, frate, zic, stai puțin că nu-i bine. Și un prieten zice, bă, de ce nu le încarci pe YouTube? Cum să le încarc? Bă, dacă încarci pe YouTube, le încarci numai o singură dată și lumea se mă uită. Bă, zic, asta e o idee bună și le zic să se uite acolo, da. No, și asta s-a întâmplat în noiembrie, să-și spun exact când, în noiembrie 2022. Au fost la Cluj, aici, în Form Space, Lordi. Ăștia care au câștigat Eurovisionul. Would you love a monster man? Da, da, așa, celebrele, așa. Și ideea este că am fost la concert și am filmat mai multe piese, vreo 5-6 videouri. Le-am pus pe YouTube prima oară alea și a fost nebunie. Deci în două zile am avut 3 sau 4 mii de vizualizări pe un clip, știi? Și am rămas surprins și, porma, când m-am uitat la statistici, acolo la abonați, aveam vreo 100 de abonați, dar în câteva zile, 90% erau finlandezi. Deci am dat seama că erau gașca lor, erau, știi? Și tu spui că fără promovare, nu m-ai pus pe YouTube. Și, mă, eu nu mai am pus pe YouTube, am avut 3000 de vizualizări, am rupt, înțelegi? Deci nu m-am încărcat. Exact. Și, porma, am început să mai pun altele, dar am venit alte concerte. Adevărul e că deja umblam la concerte destul de regulat. Eu fac parte dintre cei care n-au servici, nu lucrează, am afaceri care cam funcționează fără mine, mă implic și eu câteodată, dar nu tot timpul și pot să mă implic în secvențe. Deci pot să lipsesc 2-3 zile fără să dau la nimeni raportul. Cei care n-au asta... șefi. Da, exact. Fac parte dintre cei ăștia care... Și... Deci am cumva timp și am cumva și bani să plătesc bilete față de alții care nu au, știi? Și asta e unul din motivele pentru care canalul a crescut așa mult, că aici vreau să revin. Că ai zis care sunt motivele. Păi sunt câteva motive. Primul motiv este că am timp și am ceva bani și pot să mă duc. Asta e prima problemă, okay, care multă lume nu ajunge la toate evenimentele, știi? Și eu inițial m-am gândit că, mă, dacă le încarc pe YouTube, se uită ăștia care nu au putut să meargă. Dar pur m-am constatat că mai mulți se uită cei care au mers, pentru că cei din public se uită de 10 ore și e acolo un clip, rămâne ca o amintire. Și aia e o chestie faină, știi? Deja m-am concentrat și pe public, pentru că știu că oamenii o să se uite, bă, uite, eu sunt acolo, sunt în public, am fost la concertul ăla, știi? Și asta e o chestie faină. Dar adevărul este că principalul motiv este telefonul. Nu toată lumea are telefoane scumpe. Uh-huh. Am cel mai scump Samsung și asta a fost. Nu toată lumea are telefoane de mii de lei. Și aici ai sonorul, știi? Deci filtrele au tot avansat la ăștia. Da, da, da. Și având Samsung S22 Ultra, e un telefon care sună bine cât de cât. Acum deja, azi am cumpărat S23-ul de curios să văd, deși nu-mi prea convine. La ora actuală suntem la o limită cu telefoanele, deci undeva suntem la un plafon, știi? Deci numai ultimele trei modele de la Samsung sunt identice ca specificații, au doar un procesor mai rapid, de care n-ai nevoie, că procesorul ăsta e destul de rapid. Trebuie să vă cumpărați și camera. Au modificat camera video, au modificat-o asta principală, în schimb au redus foarte tare camera de selfie și nu înțeleg de ce. Deci camera mea de selfie are 40 de megapixeli, astea noi, S23, S24 au 12. Și au redus foarte tare camera, nu înțeleg de ce. Mă rog, am luat S23 și chiar sunt curios să văd care e diferența la el. Bun, ideea este că primul motiv a fost că am un telefon bun, știi? Al doilea motiv este că pot să mă duc la multe concerte, deci am mult material. Având material, m-am uitat în spate ce am mai filmat, eram în noiembrie, decembrie 2022, și am găsit că am filmat la Judas Priest, am filmat la Iron Maiden în București, am filmat la Kiss. Ok. Și am pus clipurile alea și clipul, prima piesă de la Kiss Detroit Truck City, care și eu am zis că mi-a ieșit foarte bine, mi-a ieșit ca la televiziune, ca să zicem așa, bă, într-adevăr a fost rupere. Deci în câteva luni a făcut peste 20.000, deci 20.000 de vizualizări, deci acolo și Judasul la fel, deci au fost niște chestii care au prins viteză, undeva au intrat pe un streaming, nu știu, am început să aboneze lumea. Și eu am început să filmez mai departe, tot așa, piese, clipuri. Și la un moment dat a început să-mi scrie formațiile. Bă, ne-am uitat la clipurile tale, chiar ok, știi? Deci, bă, le putem folosi, le putem pune pe... Cum să nu folosiți ele de voastre? Lumea, în general, nu prea înțelege cum funcționează YouTube-ul. Sunt niște algoritmi, da? Da. Care îți împing în față filmările dacă sunt calitative ca și imagine. Am înțeles. Ți le preiau și ți le împing în față. Nu se prea știu chestia asta. Da. Încea fiind o filmare mai calitativă, mai dinamică, cum am spus, e posibil să fi fost băgat în față pe partea asta de claritate. Și de și calitate. Aici asta s-a întâmplat și acum câteva zile. Deci ideea este că mi-a crescut, dar în principal am niște atuuri. Am atuul telefonului, tehnica mi-e mai bună față de alții. Al doilea lucru, am o... secundă, am să te rog. Așa, așa, da, ok. Ascult
foarte multă muzică. Clar, am timp, eu ascult foarte multă muzică, sunt enciclopedie de metal și practic cunosc foarte multe trupe, cunosc foarte multe piese. Dacă cunosc piesa, sigur că filmez altfel când cunosc piesa. Știi când intră solo, asta e foarte important. Știi când intră solo, știi când intră vocalul, știi deci când intră în fază. No, acum am ajuns acolo, deci în primul an nu făceam asta, în 2023, dar în 2023 începeau să se acumuleze, deci veneau comentarii, tipă din Argentina se abonase și îmi scria, mamă, ce clipuri faine ai făcut, nu știu ce, eram șocat. Pe urmă a început Toni Dijmărescu din Germania, mi-a scris, bă, faine clipurile tale cu Altar, mă uit la ele, nu știu ce, și am început să ne împrietenim și de atunci suntem în legătură, suntem prieteni buni și comunicăm săptămâna și mă rog. Deci, sigur, pe ceilalți din Altar îi cunoșteam din Cluj, că sunt clujeni de-ai mei și nu știu ce, da. Pe Toni l-am cunoscut abia anul trecut. Suntem deja prieteni foarte buni. Până au început formațiile să mă contacteze. Am fost la festivaluri, eram la Baroc la festival și vine Teo Petea, zice, bă, Țuchi, neapărat trebuie să vii cu noi la Reșița. Cum să vii la Reșița, ești nebun la cap? E vineri, eu am venit la Baroc, e vineri, zic, mâine voi merge la Reșița. Zice, bă, dar vii să ne filmezi acolo în ecran mare în spate, nu știu ce. Și zic, bă, sunteți nebun, eu trebuia să fug și la Cluj, sâmbătă. Am fugit noaptea aia la Cluj, sâmbătă, și la miază am fugit la Reșița. Și la Reșița, de la Reșița, duminica, venit înapoi la Baroc. Deci eram... M-au cazat cu ei, mi-au dat de mâncare, am fost foarte figură, la bine, suntem și prieteni de atâta timp. Și, na, deci a fost distracția de pe lume, a fost distracția de pe lume. A început lumea să mă cunoască din aftermovie-urile astea care le fac. Uh-huh. N-am știut de unde naiba mă cunoaște lumea, dar eram în faza în care la Posada, da, am făcut tot fel de aftermovie-uri de astea și acolo apar eu. Probabil că acolo am început să mă vadă, știi? Uh-huh. Dar... Vagas Ahmed, care e unul dintre cei mai mari gitariști ai României la ora actuală, pakistaneză, i-a dus de, știi? A coborât la Posada după concert, a venit direct la mine și a zis I know you, you're the guy from Cluj with the videos, știi? Deci, bă, deci am înțeles, am înțeles. Și îmi scrie când vine în Cluj la turneu sau ceva, știi? Mon de Shadows, iară bă iubesc, am filmat atâta cu ei și țin să mă duc la concerte, țin, da, întotdeauna mă anunță, bă, vezi că... Următorul interviu, apropo, va fi cu ei. Au să vii să filmez deci la cam asta, cam asta e răspunsul. Deci asta e dinamica filmării pentru că asculți piesa înainte și de bun, aia. Și am ajuns acolo în ultimele luni că efectiv urmăresc la ce concerte mă duc. Dacă e o formație pe care nu o cunosc, o pun. Mă uit pe setlist FM, am exact lista cu piesele care urmează la concert. În general 90%, bine, am fost și ca de exemplu Sodom. Nu se ține de setlist, de exemplu, și la posta, dar cât am completat de piese. Mă rog, erau Sodom, știi? Deci își permit și luam, cunoște piesele, dar adevărul este că, în general, piesele de pe un setlist sunt cam la fel pe turneu, știi? Uh-huh. Și dacă e o formație care nu o cunosc și nu am timp, am două zile, efectiv mi-o pun în mașină să aud piesele. Înțeles, și atunci am dau seama care mi-ar place mie, care nu știu ce și le mai filmez atunci și selectiv, știi? Deci m-am apucat să iau în serios povestea ta și n-am crezut-o la început că e posibil. Entuziasmul la început e foarte mare, îmi descoperă o chestie nouă, s-a păstrat entuziasmul? Sau s-a diminuat, a crescut? Asta vreau să zic că s-a păstrat entuziasmul, pentru că uite, deja fac chestia voit, știi? Deci până acum o făceam așa că mă duceam la trupe, că îmi plăceau aia, dar acum efectiv mă uit în față, pe anul ăsta deja calendarul e super full, deja că am cumpărat bilete la multe festivaluri, mă uit, am în vedere să mă duc la care să mă duc, mă uit la line-up-uri, cine îi, pe unii am filmat, pe unii nu i-am filmat deloc, știi? Ce plăceri noi ai descoperit sau ce plusuri ți-au adus chestia asta? Că deja ești în business așa foarte, cu toată viteza băgată dracii. Deci într-un an de zile am ajuns să cunosc formațiile care pe mine m-au dat pe spate din România, de exemplu. Deci am ajuns să le cunosc, deci lucru care n-auzisem în 2022 de ei, numai i-am auzit pe CD-uri, pe casete, pe Spotify, că am peste 350 de playlist-uri pe Spotify, dar efectiv deja și acolo am urmăritor, că le place cum am făcut playlist-ul. A zis lumea, bă, deci foarte mișto playlist-ul cu trupa respectivă, deci le sortez, ascult toată discografia, scot care îmi plac și le pun cum îmi convine, într-o altă ordine. Dar am ajuns să cunosc personal ce puțin din trupele din România, deci am ajuns să fiu chiar prieten și apropiat cu formații la care când am auzit prima oară, pentru mine acum 8 luni erau numai niște idoli. I-am ascultat prima oară și eram picat în fund de ei și o să vorbim oricum și despre ei. Cum vrei să-ți mai îmbunătățești canalul? Cum vrei să mai dezvolți? Deocamdată... De ce nu faci interviuri? Așa, măcar scurte. Da, deci...
Eu sunt, eu la vârsta asta care o am deja, eu fug de muncă. Deci caut totdeauna variante să am active care să-mi producă venituri și eu să nu mai fiu activ. Și toată povestea asta cu interviurile implică muncă. Tu știi foarte bine. Și asta e o chestie. Înțelegi? Pentru că și cineva să ne zice la un moment dat, bă, aș putea face clipuri scurte pe TikTok despre istorie muzicală sau despre anumite albume, comentarii. Da. Mulți fac, știi? Mă, e o idee, dar, repet încă o dată, implică muncă. Știi? Pe când să mergi la un concert, mă duc de distracție, mă întâlnesc cu toată lumea și filmez numai. Acum am început să filmez, deci acum chiar mă uit să filmez, de aia zic că de aia mi-am luat telefonul nou că vreau să filmez, știi? No, deci e clar, deci e clar că e un pas. Plus, în plus, canalul meu are o explozie incredibilă. Deci suntem în faza în care sunt două săptămâni de când am filmat Cradle-ul de la Form și ăla a fost, deci clipurile lui Cradle au intrat iară pe un streaming. Zuki, ce-ți place cel mai mult la ceea ce faci? Deci, cel mai mult? Deci mie cel mai mult îmi place toată comunitatea asta de rocker. Dați seama că ascult muzică de zeci de ani și toate genurile de metal și alte muzici fără probleme ascult. Mai puțin jazzul nu s-a lipit de mine niciodată și nici muzica populară. Noi suntem din Cluj, n-am ascultat muzică populară acasă, deci nu se leagă de mine. Încă și manelele mă distrează și nu mă deranjează, dar muzica populară nu se lipește de nicio culoare de mine. Și la nivelul de Dirty Shirt, până acolo ascult muzică populară, am înțeles. Și deci muzica în principal și faptul că mă cunosc cu toată comunitatea asta. Deci eu sentiment al familiei asta? Este un sentiment, clar este un sentiment, pentru că eu sunt conștient că oamenii au nevoie de o comunitate. Eu sunt și în alte comunități de afaceri, deci n-am nicio problemă, eu sunt destul de cunoscut în alte comunități de afaceri. Ideea este că am o organizație mare de comerț online, mă rog, asta e altă poveste, deci sunt cunoscut. Eu am o comunitate care mă cunoaște și mă respectă, dar metaliștii au ceva special și rockeri în general pe care oamenii nu le înțeleg, din punctul de vedere că este absolut unică, pentru că dacă ne gândim la succes pe lumea asta, nu știu, unii au păreri că există lume dincolo, alții zic că nu este, se stinge pur și simplu becul și gata. Mă rog, ideea este că în viața asta care o avem noi acum, nivelul cel mai mare de succes posibil este rockstar-ul. Păi asta ne întoarcem la ce ai spus tu cu mama ta, că lasă că-ți trece. Nu prea funcționează așa. Deci odată ce ți-a plăcut o piesă metal, aia e pentru totdeauna. Aia e adevărat, dar eu târziu mi-am dat seama de ce anume mă atrage mediul ăsta, înțelegi? Pentru că, în realitate, dacă tu te uiți la nivelele de succes enorm de mari, să zicem că ai avut succes în orice domeniu, niciun domeniu nu te mulțumește în așa fel. Pentru că dacă luăm de exemplu fotbalul, care e un fenomen puternic pe planetă și mulți sunt fani de fotbal, în realitate, în momentul când este un meci de fotbal, de fapt e o atmosferă extrem de tensionată. Sunt 80.000 de oameni pe stadion și două armate care orice scânteie declanșează violența de pe planetă. De aia există poliție, nebunie, pentru că ei, săraci, 22 în centru, au o presiune, tensiune foarte mare. Da, cu scaguri de război. Galeriile sturbate împotriva lui ăia, la alți, înțelegi? Și ei generează o tensiune, de fapt, și unda este foarte negativă. Să luăm un alt exemplu de succes. Actoria, deci Oscarul, care este o altă industrie enormă care conduce planeta, nu? Gândește-te la Oscar, când se câștigă, e premiul capital, ultimul, știi? Da. Cam o cincime din sală aplaudă, sincer, pentru că restul ăia care erau nominalizați și le-au pierdut. Da. Nu-i probleme, ci că se bucură. De senat și de politică nu mai vorbim, că acolo tensiunea oricum e generală. Oricine câștigă, lumea îl sapă din spate, deci tot timpul. Absolut. Și în general, în corporație mare se întâmplă lucrul ăsta. De fapt, există o invidie și există în spate, de fapt, o succes. Sau, vorbim în știință, ai inventat ceva. A fi primul. Știi? Primul care a inventat. Da, ești ceva. Primul care a inventat. Ești la un seminar, îți expui lucrarea sau invenția, toți ceilalți te aplaudă. Nu știu dacă cu admirație sau cu invidie. Sunt oameni care au lucrat 20 de ani și n-au ajuns la... Înțelegi ce zic? Deci, în realitate, succesul ăsta e foarte diminuat. Hai să ne uităm la heavy metal. 80.000 de oameni pe un stadion care se adună pentru trupa aia. Îi ascultă acasă, le știu melodiile, toată lumea așteaptă piesele. Deci unda super pozitivă. E o undă atât de pozitivă care merge spre centru. Și atunci sigur că rockstar-ul e semi-zeu, de fapt. Înțelegi?
Și lucrul ăsta, multă lume l-a simțit mergând la un concert. Este acel călugăr celebru, Fratello Metallo, care a făcut formație de, în Italia. Nu știi de el? Mă, sincer, nu. A fost la televiziune în Italia. Full, toată lumea știe. E cântăresc de black metal. Okay. Și a fost un călugăr de la o mănăstire, mă, care din greșeală a nimerit la un festival, mă. A venit la un festival care era pe munți acolo și el a venit de pe potecă și a văzut mulțimea, înțelegi? Și a văzut un concert cu Metallica, era un cap de afiș, a rămas marcat pe viață. Da, a plecat, s-a lăsat de călugărie, s-a mutat de ce? Deci pentru că energia e foarte pozitivă. Cât de sataniști pare lumea, lumea știe, împărțită cu sataniști și cu crești. Ești om spiritual, e ok, decât da, știi? Lipsă de spiritualitate. Da. Cei care te cunosc, spun că îți plac trupe cum ar fi Diamonds Are Forever de aici din Cluj, ți-a plăcut Crimena din Craiova și că ești un tip din ăsta care îi place mai mult metalcore, deathcore, hardcore. Niște genuri mai puțin consacrate în România. Aici lumea e cu black, cu death, cu doom, cu gothic, cu nu știu ce. Ce le scapă la oamenii ăștia care ascultă black, death, doom, gothic și nu ascultă deathcore, metalcore și hardcore? Ce nu văd oamenii ăștia și vezi tu? Aici e o informație un pic greșită, da, pentru că, de exemplu, mai multă impresie, așa. Eu nu-i cunosc și n-am ascultat niciodată Diamonds Are Forever, să clarificăm chestia asta. Ai o poză cu un tricou cu ei pe Facebook. Am o poză cu Diamonds Are Forever, da, dar am pentru că mi-a plăcut textul de Diamonds Are Forever într-o altă filozofie și am cumpărat tricou de la Rockstop, mi-aduc aminte. Da, am o poză într-adevăr cu Diamonds, și acum am tricou ăla. Mi-mi place foarte mult titlul ăla, mă rog, nu cunosc trupa, e clar că e o trupă de metalcore, așa am înțeles. În schimb, îi cunosc pe We Are Numbers, de exemplu, de la Cluj, okay. Care sunt în aceeași categorie. Mie We Are Numbers îmi plac foarte mult, chiar îi cunosc personal pe Alin, pe gitaristul din trupă, dar ideea este că... Nu, sunt instrumentiști foarte buni, nu contează nimeni treaba asta grozav. Și deci, voci foarte talentate, dar nu sunt genuri așa. Deci, și Crimena, da, Crimena, într-adevăr, sunt mare fan de Crimena, sunt fan declarat de Crimena, sunt unul din mari fan de Crimena de la început, eu am fost absolut vrăjit de ei, de ce energie au pe scenă, puține trupe au energia aia de concert care are Crimena, deși au o muzică destul de greu de digerat la prima vedere, dar e o muzică extraordinară, eu l-admir pe Radu ca și compozitor. Și pe toți băieții, pe Vali, pe Cosmin, pe Macarena mai ales, care e drag și de aia zic că pe toți îi admir. Crimea sunt o formație extraordinară, mult underrated. Da. La ora actuală am văzut că au câștigat concursul la Posada, dar din lumea artiștilor toată lumea știe, recunoaște valoarea Crimena. Mi-aduc aminte că când au aflat concurenții că la Posada în concurs e Crimena, a fost clar că nu mai are nimeni nicio șansă. Deci nu mai are nimeni nicio șansă în fața lor, clar. Deci acolo. Și bun, dar, pe ce gen ești așa, dacă ar fi? Deci, mie metalcore îmi place extraordinar, să clarificăm. Mie metalcore îmi place foarte mult, deși am avut câteva dezamăgiri cu acest gen de muzică. Fiica mea a crescut, la ora actuală are 27 de ani, dar la un moment dat, în perioada de 16 ani, avea prieteni mari rocker și copiii ăștia ascultau metalcore și eu de la ei am învățat, înțelegi? Okay. De la ei am ascultat Alezana, deci mi-a pus copilul, știi, eram curios, Alezana, Asking Alexandria, deci m-au spart, deci la Asking Alexandria am stat cu răcască, deci una din cele mai grozave formații care le-am auzit în viață. Okay. Și metalcore mie îmi place ca gen, pentru că e un amestec foarte interesant de toate stilurile, deci brutalitatea din metalcore nu există nicăieri. Mă, deci, se poate. Slayer se poate duce la culcare vis-a-vis de scene din metalcore super turbate, înțelegi? Și, în general, metalcore-ul la bază are o linie melodică melodioasă, foarte melodioasă. Chiar spre comercial ai senzația și vine câte o tornadă din aia de turb... și un bridge din ăsta care rupe tot, știi? Și iară revine, știi? O turbină. Da, o turbină și trece așa, știi, pe acolo, știi? Începe să urle ca demenții, parcă să ieșiți din minți, înțelegi? Deci, criza aia de disperare, numai la Faith No More mai o stocare momentele când Patton face... Serios, da. Și aceeași lucru fac metalcoriștii. Mult mai brutal, înțelegi? Dar, în ultima perioadă, formațiile mele mari de metal, de exemplu, trupă de metalcore considerată Bullet for My Valentine, una din formațiile mele preferate, care eu zic amestecat de fapt thrash-ul cu speed-ul și în primele albume e un fel de amestec de Metallica cu Slayer, cu toate astea. Ăsta e adevărul, dacă asculți atent. Chiar așa specialist, da? Da, dar cu o voce bună, melodioasă și cu urlet, deci... Bine, cred, Danny Filth a demonstrat că urletul, el a fost mare revizionar, a fost primul care a urlat și toată lumea zice ce muzică e asta și că încolo, la ora actuală, vorba aia, formație fără screamer aproape că nu mai există.
Dar Roger Waters de la Pink Floyd a fost primul care a băgat Screaming. Care băga Screaming, dar adevărul e că cine a băgat ca lumea a fost Danny Field, pe mai multe nivele. Deci el a fost primul șocant care a cântat numai așa, știi? Da, da, dar după aia început, au început toate. El are toată gama de Screaming, că are un timbru aparte. El e calculat de critică unul din primii 10 vocaliști de tuturor timpurilor, ca range, sus jos, da, serios, deci măsurat. Da, pe el, Dickinson, da. Se poate, are un timbru al lui. El undeva pe locul 10, nu pe primele locuri, dar Danny Field este unul din cei mai grozavi vocaliști declarat. Sunt de acord, are un tip de Screaming al lui. Da, deci merge foarte sus, coboară foarte jos, lucru rar, știi? Rar. Dickinson face asta, Geoff Tate de la ăsta, sunt câțiva, de la Halloween, Michael Kiske, deci sunt mai mulți care sunt, no, și el e printre ei și eu sunt de acord, eu sunt perfect de acord. Deci, metalcore-ul sunt, eu sunt dezamăgit de metalcore, că ultimele albume al lui Bullet sau al lui Asking Alexandria sunt cam comerciale. Au luat-o cam pe ulei, să zicem, a luat-o prea spre comercial un pic. Și ce înseamnă comercial? Chestii repetitive? Nu, mă, chestii înseamnă... pop aduse în muzică? Da, mă, da, da, da. Înseamnă pop, un aer pop, da. Asta un aer te deranjează, pop, da, deci băgat în muzică? Da. În momentul când intră un aer pop în muzică, știi? N-am înțeles. Un fel de New Kids on the Block, mai heavy, așa, nu e ok. Da, da, da. Deci, aia deja începe să fie, bă, stai puțin, știi? Deci asta e problema, da, comercialul, da, da. Că sună că... pop, asta e... Da, 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 popul, mă, n-am nimic cu pop, sunt mare fan de Michael Jackson, deci am ascultat și sunt formații mari. Muzică ușoară, așa, nu... Da, mă, deci popul e pop, rock-ul e rock, aici un pic diferent, nu că nu ascult, știi? Dar trupe mari care au fost primele albume, au fost... furtună, înțelegi? Deci nebunia de pe planetă și la concerte erai nebunit să-i asculti. Acum, cam direcția e clară. Tu ești clujean jet by jet, da. Ești în orașul ăsta de când s-a construit orașul, cum am spus, și așa mai departe. Acum trebuie să te întrebi vis-a-vis de scena clujeană. Părerea mea este că e o scenă influențată foarte tare de rock-ul maghiar. Foarte tare. Și de metalul maghiar. Și maghiarii au cântat tot timpul un rock și un metal foarte melodios, exagerat de melodios. Cu Omega, cu Locomotiv Ghetau, cu Iesh, cu ce mai vrei tu, Moby Dick și nu știu ce. Deci Clujul n-a fost un oraș de black și de death metal pe bune. Deci aici hard and heavy a mers bine de tot. Și un oraș Clujul, prin excelență, nu o zic, pe relativ, doamne ferește, de heavy hardiști. Și asta a mers până în 2005, mi-aduc aminte, că numai hard și heavy și se mai asculta black metal, dar se asculta black metal pentru intro-uri, pentru chestiile care nu țineau de black metal băgate în black metal. No. Și după aia n-a existat în Cluj, după părerea mea, generația de gothic doom intermediară de la Bestia Records, când în 2005 au lăsat-o puțin mai moale heavy hardiști, au venit hipsterii imediat. Și legătura între hipster și heavy hardiști a fost făcut pe partea de rock alternativ. Asta e... cum văd eu scena din Cluj, care vine din Moldova, Moldova v-ați ascultat black și death metal pe bune, adică nu cu refrene, cu... Nu, era black și death metal cu blasturi. Dar în fine... Înțeleg ce zici. Da. În fine, hai să vedem un pic scena clujeană, că ai zis că ai prins anii 80, ai prins anii 90, anii 2000, deja ai prins multe decade. Mă, am prins, deci ai 100% dreptate din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, black metal aici n-a fost deloc în față pus. Și eu, scena în general, nu sunt oameni agresivi. Eu mi-aduc aminte pe vremurile alea că nu mergeam la multe concerte, nici nu erau concerte multe, nu se organizau. Nu am fost un tip care să fie toată ziua pe stradă. Se mai organizau probabil și mi-au scăpat multe chestii, dar ceea ce Știu că mergeam la concerte cu Iris, mergeam la... Deci, n-aveam... Mi-aduc aminte că bunica mea nu mai am pulover, îmi croșetase pulovere. Aveam un pulover verde. Nu uit cât trebuie, nu cu Iris. Aveam un pulover verde pe care scria heavy metal. Hai mă, lasă-mi, genial. Și cu ăla mergeam la concerte, știi? Și asta era o chestie. Și mai aveam încă unul, albastru cu argintiu, albastru închis cu argintiu și avea așa un fel de fulgere. Jumate era argintiu și jumate era albastru. Cam ca la Kiss, așa o chestie. Da. Și aveam aici 666, mare, croșetat, tot la comandă, să se pricoase să croșteze pulover cu 666, dar l-aveam că așa am vrut eu, știi? Foarte tare. Deci The Number of the Beast, eram nebun după Maiden, eram, știi? Bine. Deci ideea era, dar trupe, într-adevăr, erau Iris, de exemplu, în concert, aveai probleme că aveai părul mai lung decât a tău acum, la școală era problemă. Deci noi, trupele din Cluj, ce trupe ai prins în Cluj și ți-au plăcut? Băi, mi-aduc aminte de Rival, de exemplu. Ok. Rival a fost o super trupă, atunci eram nebunit, nici n-ai auzit. Rival este o trupă care a făcut-o Kovac, gitaristul de la Speak Floyd.
Nici de ăștia n-am auzit. Nici pe, nu știi pe Speak Floyd, mă? Când dau ăștia, pe... am friend la canal acum, dacă mai recunosc mult, că n-am auzit. Deci asta e obligatoriu. Deci nu știi pe Desperado? Vag. Vag. Nu, da. Vin din Moldova, ți-am spus. Da, 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 da. Deci nu știi ce le-a cruzat. Știu, deci, dar nu atât de bine. Sandy Deac, mă. Sandy Deac, mm-hmm. care este creatorul lui Desperado, pe vremea aia avea o formație Kappa, pe okay. vremuri, știi? Care e tot așa o formație de New Wave era. Și pe urmă am scos Desperado, care a avut un succes absolut național, mm-hmm. clar, pentru că au mers pe country rock-ul ăsta, care e foarte catchy, știi? Și el are proiectul Speak Floyd, adică okay. o trupă tribut Pink Floyd, care cântă unul la unul Pink Floyd, cu mulți muzicieni, cu gențiana la vocal, deci cu femei, bărbați, deci mai mulți vocaliști, dar redă Pink Floyd fenomenal. Deci are locul unul la festivale străine, în străinătate, ca trupă de cover. Deci trupa de cover Pink Floyd, eu zic că e numărul 1 din Europa, ei. Okay. Și clujeni. Ok. Destul de celebri. Au cântat la festivalul Zile Cluj, de obicei cântă, știi? Hai să continuăm. Da, și Loții Covace este unul din ghitariștii care a fost la creatorul trupei Rival. Ok. Știi? Care a fost o trupă mare. Trupă mare, pe vremea eram nebuniți după Rival, mai că nu trebuia concerte cu Rival, astea erau, astea exista, era cel mai heavy lucru posibil. Dar erau influențate de metal ungureț, într-adevăr, recunosc. Eu ce am spus, se aplică, atenție, se aplică la Cluj-Napoca, nu la județul Cluj. Da, vorbesc de Cluj-Napoca. Vorbim de Gherla, avem Dizinter, de Deja, a fost protest, a fost funeral ceremony, chiar și în Turda a fost Alina Oprea cu trupa Asini. Eu ce am spus, 100% la Cluj, nu la județul, județul Cluj e altceva. Deci, să facem orașul, precizarea asta. Orașul Cluj era remarca. Da, orașul Cluj-Napoca nu avea trupă mare de dead, într-adevăr. Altar a fost trupa care a șocat. Prin a fost și Epilepsia, a fost trupă bună în 92, nu știu dacă da, nu mi-aduc aminte, n-am fost la concerte cu Epilepsie, nu i-am fost, deci nu pot Ipse, să mă laud. Ipse, ai prins perioada Ipse în Cluj? Nu i-am văzut nici pe aia, deci a fost o perioadă lungă în care n-am umblat, eu n-am umblat la concerte, practic, la școală, la liceu, la formă, la facultate, am făcut armată lungă, perioada în Ceaușescu, deci nu pot să zic că am umblat la formațiile astea mici, o grămadă nu le cunosc. Hai să mai dezgropăm alte trupe din Cluj de care nu știe lumea. Mă, trupe din Cluj, eu acum nu mă pot să spun, să-mi aduc aminte de ceva, mi-aduc aminte de Rival, clar, mi-aduc aminte de, ne uitam pe videouri la concerte, eram disperați după concerte la Dortmund, mi-aduc aminte, deci ne ascultam Scorpions, ascultam Ozzy Osbourne, ascultam Crocus, ascultam, deci trupe din astea, în general de heavy metal, hard rock heavy metal, Kiss, AC/DC și așa mai departe și pormă sigur că am ascultat și bătrânii pe Zeppelin, pe astea, dar eu am ascultat un pic mai târziu, dar trupe din Cluj, dacă zici, nu-mi aduc aminte extracte să-mi vină în minte acum trupe care au venit și au plecat și au încercat, dar în principal de cine mai auzi sau te gândești înapoi, într-adevăr sunt trupe de hard rock și de heavy metal, nu sunt trupe. Metalul unguresc, nu pot zic că l-au influențat așa de puternic, dar metalul unguresc într-adevăr e special, știi? Melodic. Da, e melodic, da, nu sunt multe trupe de black, într-adevăr, Pocol Gap a fost formația numărul 1, de fapt, care a învârtit-o, care făcea heavy metal. Ungurii cântau mult heavy metal, dar ungurii au un talent extraordinar de a cânta în stilul unei anumite formații. Deci ei, la noi n-am văzut chestia asta. De exemplu, Neoton Familio, care cântă ABBA, Bonnie M, dar fenomenal. Deci au compoziții exact în stilul ăla, ai jura că e piesă de ABBA, dar nu e piesă de ABBA, că e piesa lor. Deci, cum să zic eu, ABBA ar trebui să fie invidioși pe ei, știi? Sau era Bononza Bonzai, dacă ai auzit, sigur, cu ăsta Acoș, care cântă singur Acoș, care cântă în stilul Depeche Mode, clar, înțelegi? Deci a preluat acel stil și are o grămadă de piese care Depeche Mode ar putea să fie invidios pe el. Asta sună worship band, ce zici tu, da. Adică îmi pui piese ca și cum ar fi fost compuse. Da, deci asta e un lucru care ungurii îl făceau des în muzica deci, lor. Ungurii au fost precursorii worship band-urilor de ziua de noi astăzi. N-am făcut chestia există asta. Există worship știi? Band, King Diamond, King, ai dreptate, există tribute band și worship band. Nu-ți face tribut, îți cântă o piesă exact ca King Diamond. Îți cântă stilul ăla, dar cântă o piesă ca și cum ar fi o piesă necompusă încă de King Diamond. Exact. Deci exact de genul ăsta. De asta vorbim, știi? Noi n-am avut așa ceva. Nu pot să zic, de-aia zic că eu în perioada aia a fost o perioadă lungă în care eu n-am participat la concerte, au fost concerte de underground în cluburi, clar, dar de aici eu pot să-ți dau foarte puține informații. Eu pot să dau informații din ultimii ani, ce au apărut și din trupele, într-adevăr. Hai să vedem. Ultimii ani, așa o ascultă, trece în revistă și apoi trecem la următoarele subiecte. Ce ți-a mai plăcut în ultimii ani? Deci în ultimii ani, deci eu am fost șocat, deci practic eu umblu de ultimii 10 ani la concerte, dar am fost absolut surprins din 2022 încoace de niște trupe de care auzeam de ani de zile și nu i-am ascultat deloc, okay. înțelegi?
una din marile trupe a fost Dirty Shirt. Okay. Dirty Shirt, mi s-au tot spus de ei că trebuie ascultați. Acum, mulți mi-au amintit de ei. Eu am fost coleg de școală de până în clasa 8-a cu Nelu Brândușan. Okay. De la Maximum Rock. Da, am fost același liceu, noi am fost același liceu. Eram în clase paralele, dar cu Nelu, cu frate sau Nelu ne știm de atunci, din vremea aia, înțelegi? No, pe urmă, sigur că s-a rupt legătura, că fiecare a luat-o într-o direcție, era luat-o spre București, eu am rămas aici, de ani, zeci de ani nu ne-am văzut, ne-am întâlnit, sigur că ne-am recunoscut, că eram la aceeași liceu și știam că... Dar am fost până în clasa 8-a, deci în nivelul ăsta, nu de liceu, știi? Și sigur că mi-au spus de Dirty Shirt mulți, că nu știu ce, și am zis că aia mai... Las că o să-i ascult, las că o să-i pun, totdeauna zis, mai o trupă, de, încă o trupă de etnometal, cum mai 10, și n-am fost atent, ăsta e adevărul, și undeva în 2022, într-adevăr, am fost la Way Too Far Festival la Bistrița și acolo erau ei și mi-aduc aminte că cu două săptămâni înainte i-am pus în mașină, mă, hai să-i ascult și eu pe Dirty Shirt și mie mi-a căzut falca, mi-a făcut extrem de prima, mi s-a făcut extrem de catchy. Când am început să ascult albumele vechi, mi-am dat seama de influența Faith No More, eu sunt mare fan de Faith No More, mare fan de Faith. N-au auzit nicio trupă care să aibă influență Faith No More. Eu sunt primii, știi? Da, da, da. Deci primele albume sunt chiar altceva, sunt alternativ, sunt altceva, sunt rock-ul ăla, ei știi? Aveau și proiectul. Bine, Dirty Shirt e o trupă adoptată din Maramureș, nu sunt chiar clujeni. Adică... Păi nu sunt clujeni, sunt maramureșeni. Sunt maramureșeni. Deci, tu ai zis că în muzica românească ce ai. Deci sunt maramureșeni din Sein, jumate-s din Sein, jumate-s din Baia Mare. Eu am copilărit în zona aia, dar nu i-am cunoscut. Și cu mulți sunt aproape din aceeași... Sper să nu zic prostii aici, dar cred că există și o variantă de underground a Dirty Shirt-ului care se cheamă Retorica din Sein. Cred că era trupa de dinainte de Dirty Shirt. S-ar putea să fi fost. Cred că gânduri se cheamă albumul. Fantastic, oricum. Da, oricum nu știu aia. Retorica tot din Maramureș. E incredibil, e absolut incredibil album. No, primul album e mai diferit. Eu zic că e mai slab mixat, că așa au fost vremurile, știi? Eu l-aș remixa ăla sau l-aș reface pentru că Tuivadar a scris... rescris vreo două piese acum, după 25 de ani și mi se par extraordinare variantele noi, deci ar fi grozav să facă albumul vechi, să-l refacă complet, deci ar fi extraordinar cu sculele actuale și cu succesul lor actual. Bine, eu pe urmă am mers pe rețeta asta de popular amestecat cu asta, care a prins fenomenal, într-adevăr piesele sunt foarte catchy și a prins și au mers pe rețeta asta care e de succes, clar. Și eu îi consider o formație fenomenală, una dintre cele mai mari formații a României la ora actuală, una dintre cele mai căutate formații în exterior. Deci Dirty Shirt ar fi o formație dintre astea. Dar genul meu cel mai favorit nu e metalcore-ul, cum lumea crede. N-am nimic cu metalcore-ul, chiar prieten cu el și îmi place să ascult trupe de metalcore. Lasă-mă să ghicesc, este symphonic black metal-ul. Exact. Hai să vedem ce ne-ai adus. Deci symphonic black metal-ul și... 56.3 din Timișoara. Hai să vedem ce ne-ai adus, dacă ne-ai adus niște coperți foarte reușite. Hai să vedem. Din Timișoara... Din Timișoara, din Negură Bungeț, școala timișoreană de dead metal progresiv, dead metal simfonic, vorbim de Negură Bungeț, da, aici e toată discografia lui Sinze până acum, s-au desprins mai multe trupe de acolo. Când s-a împrăștiat Negură Bungeț, eu zic școala Negură Bungeț, care e o școală separată de muzică, practic de acolo s-a desprins Dor de Duh, s-a desprins Uraustu, s-a desprins Sinze 6-3. Eu zic că Sinze 6-3 sunt fenomenal. Deci ăștia m-au dat pe spate, într-adevăr. Pare da, poți să ții tu un album. Da, sigur. Și vis-a-vis de coperți, mie îmi plac coperțile astea cu grafică explicită și desenată. Coperțile mai abstracte, nu întotdeauna sunt... Sinze 6-3, o trupă constantă, da, care apare deja pe piață și un compozitor extrem de prolific, care este Alex Mihai, celebrul Alexandru Mihai, Zis Corbu, care mi-a devenit în lunii astea și prieten ultimul apropiat. Lup. Da, Ultimul Lup, da, celebrul și album. Și cu piesa Hâtri, piesa numărul 2 de pe Ultimul Lup, pe care cântă fostul solist vocal de la Gothic. Scap acum numele, dar... Da, 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 exact. Ideea este că el are foarte mulți invitați în general. Are SOS, deci, sunt artist, are un podcast, se numește SOS. George Lazar să... Da, George, exact. Scrie aici. Da, sigur că scrie. Scrie undeva. Cum să nu scrie? Uite, George Lazar, exact. George Lazar, da. George Lazar are și un podcast, SOS sunt artist, dar ăsta e un album chiar extraordinar de fain, Ultimul Lup de la 56.3. Alex, albumul cel mai tare rămâne Zău Moș, categoric. Uh-huh. Eu zic că Zău Moș este cel mai grozav album al României, până acum a scos. Deci eu sunt... Ăsta e Zău Moș. Ăla-i, da.
Deci școala, școala Negru Bunget. Da, deci clar, deci ei îs, eu zic că asta e o muzică completă. Deci black metalul simfonic, death metalul progresiv sunt genurile cele mai avansate ca în muzică. Pentru că au simfonic în ele, deci au cam tot ce înseamnă în muzică. Ei cântă așa în stilul Gloomy Grim, dacă ai ascultat din Finlanda. Da. Mă rog. Da, dar ei au un amestec, se vede influență King Diamond la Alex, multă, știi? Multe teme, grozave teme, bă, mulți străini care au ascultat albumul meu Sinze spun că, mă, pe un singur album sunt materiale de 10 albume la alte trupe. Deci alte trupe cu două piese de la ei ar face un album întreg, știi? Deci adevărul este că au foarte multe teme, dar asta s-a întâmplat și mai multe. Este un compozitor foarte inspirat și foarte prolific, zic eu. Zic eu, probabil din țară cel mai grozav. Și ăsta e genul de muzică, la mine, marele preferat. Pentru că sunt piese pe care le prins cu greu. De fiecare dată o piesă de black metal simfonic, parcă o scuz prima oră, mă. Poți să o scuz de 10 ori și totdeauna descoperi încă o chestie nouă care n-ai auzit-o la prima audiție. Bine, iau și show, bine, cu ăsta punct, se îmbracă într-un fel. Ei au un show, ieșit din comun, au posibilitatea asta, multă lume invidioasă pe din punctul ăsta. E un gen care atrage studenți de la arte și design, în general, cam în zona asta. Să nu uităm că Alex este profesor universitar la Facultatea de Arte și Design. Din... Ok, ok. Chiar am avut privilegiu să... Nu știam, dar am aflat. Da, o să... Chiar am un privilegiu să fiu la el în atelierul de lucru și am văzut niște chestii impresionante. M-a lăsat și să filmez câteva scene. Am să fac un clip de vreo câteva, un minut, cu ce am filmat acolo, cu ultimele lucrări, că acum lucrează la steagurile noi. Deci el desenează, el sculptează tot ce vezi de la Sinze Șastrii făcut de el. Coperția de albume, a refăcut coperta de la primul album, acum e fenomenală, deci asta e mult îmbunătățită, mai luminată, da? A schimbat poziția lupilor. Ok. Da, deci toți lupii se uită la tine, deci ai senzația că toți din, de pe copertă te-au observat pe tine și vin spre tine, deci okay. Pericol, știi, deci e foarte mișto făcut, deci e regândită toată treaba, foarte mișto, deci eu, deci astea au fost lucruri care, deci mie îmi plac copertele astea grafice, știi, e clar. Ideea este că el e plin de inspirație și încă ceva ce e absolut unic, are o singură poveste. Deci este probabil singurul artist care deja pe 5 albume duce aceeași poveste. Și care e povestea aia, așa, în 2-3 cuvinte? Deci e o poveste cu zei, cu demon, cu o poveste românească, cu animale arhetipale. Da, exact. Cu strămoșii, strămoși, cu lup, animal, cu cerberi, cu, deci nu ți imaginezi. Acum vrea să scoată, deci există fiecare album are cartea lui cu versuri și acum va scoate un album cu toată povestea și în engleză și în română, ca în sfârșit să... Deci chiar ar trebui să lumea curioasă să o studieze. E o poveste lungă care tot continuă. Inclusiv deja am aflat detalii despre ce urmează poveste, în firul poveștii, dar n-am să dau din casă, pentru că asta probabil că vei face un interviu cu el și va fi mult mai interesant ceva. Cea mai faină întâmplare cu Sinze Șastrii? Ești un apropiat al trupei, ai fost alături de ei? Da, am fost alături de ei. Deci prima oară i-am văzut în 2022, mi-aduc aminte, la Rockstadt. Atunci i-am văzut prima oară pe trailerul meu, pe after movie-ul cu Rockstadt din 2022, care mai mult are poze, nu e așa de profi, pe vremea aia încă nu era așa profi. Este Sinze Șastrii. Acolo am fost foarte impresionat de ei. I-am ascultat cu vreo săptămână înainte, am dat de zău moș de albumul ăsta al patrulea și păi dacă ești fan, mers... crede-l, o film normal că-ți place, nu? Vai, a fost incredibil, deci am fost nebunit și atunci am și făcut cunoștință cu István, cu gitaristul care e de aici din Cluj și mi-aduc aminte că după aia ne-am apropiat, după aia am fost alte concerte, cum am început să-i filmez, au început să observe, no, ne-am mai întâlnit, m-am prietenit cu István și încet, încet ne-am prietenit cu ceilalți. Și la un moment dat ei au plecat în turneu în Anglia, a fost în turneu în Anglia anul trecut, au cântat în Krishma, în care a cântat prima oară Maiden, deci au fost pe scena pe care s-a lansat Iron Maiden. Biosemnătura a Cradle of Filth și Biosignature of Maiden. Tare, dar chiar povesteau cu Alex tare să cânt în... și-au avut un succes extraordinar, au cumpărat englezii toate tricourile cu ei care le-au avut. A fost foarte mișto. Și când am venit de acolo, la un moment dat mă sună István și mă, salut, ce faci? Zic, mă, bine, uite, prin oraș, zice, bă, zice, fii atent, noi suntem la Linz. Am rămas cu mașina la Linz. Mă, e problemă cu ea, cu ceva, cu alimentarea de benzină și ce, au dus-o acolo la service, când le-au zis să ia cât costă să schimbe piesele, s-au îngrozit. Și am zis, mă, ce pot eu să fac? Să vin cu mașina după voi. Vă iau, doi plecaseră, rămăseseră el cu Alex, cei doi chitariști rămăseseră acolo
Și erau cu sculele în mașină, îți dai seama? Și mă zic, vin după voi. Era miază, știi? M-am suit în mașină și am plecat la 10 ore, știi? Am ajuns la 4 dimineața, ăștia erau prima cea doua. Erau deja de 2 zile pe drum, săraci. Uite că ai niște bocanci din ăștia de blacker și da, se agață. Se agață microfonul, bun. Da. Deci îți dai seama că i-am găsit acolo la curtea serviciului cu mașina, am lăsat mașina acolo, evident, găsiseră o variantă să o aducă pe platformă peste câteva zile, nu mai puteau sta atâtea zile, într-adevăr, și am înghesuit la mine în mașină tot ce erau ghitări, scule, amplificatoare ce am putut să luăm, asta, merciu, materiale, și au rămas numai bateria, chiar numai bateria a rămas. Și cred că paloșul mare de așa l-a recuperat, deci nu s-a pierdut nimic, până la urmă a ajuns mașina cu bine la Timișoara. Ideea este că am venit de acolo 10 ore pe drum până la Timișoara să descărcăm, de la Timișoara vin la Cluj, a fost o aventură întreagă, a fost foarte mișto, că am fost cu ei pe drum, am ascultat muzică, povești, deci a fost super fain până la urmă și mă bucur că am putut să-i ajut așa, pentru că ei au considerat un mare ajutor. Că la ești momentul un fel respectiv... de patron spiritual al scenei, așa, omul din urmă. Uite, asta chiar mă laud. Nu sunt un om care să se laude, dar am adus foarte mulți oameni în premieră la interviu. Primul interviu și la tine, așa? Da, da, categoric. Deci, da. Asta a fost ideea acestui canal, să aducem oameni care n-au mai fost la interviu, pentru că altfel n-ai cum să auzi povești noi. Tu ești omul care a observat primul că calitatea videourilor. Tu ai fost primul care a zis, bă, face zoom-uri, omul se mișcă, alții nu se mișcă și într-adevăr așa e. Eu am văzut că filmezi în funcție de dinamica piesei, adică merge povestea cu piesa într-o direcție, te duci cu camera și lucrezi foarte bine pe zoom, pe partea asta de chiar acorduri înalte, dai zoom, acorduri mai joase, dai zoom in, zoom out, bă, n-am mai văzut chestia asta. Adică om orchestră din primul rând. Mă bucur și mă străduiesc să le fac cât mai vizuale și cât mai ok, să prindă din concert cât mai multe chestii, știi? Pentru că asta e de fapt important. Să ne apropiem încet de sfârșit. Încă o întâmplare cu trupele. Întâmplări au fost multe. Nu mi-aduc aminte. Ce mi-aduc aminte, de exemplu, anul trecut, cum am fost cu Altarul foarte mult. Vorba aia, una din cele mai grozave trupe. Deci dacă vorbim de trupe de concert impresionante, într-adevăr vorbim de aceleași trupe de care vorbim. Am vorbit deja de Crimena, am vorbit de Dirty Shirt, care sunt extrem de chiace și nu există om care, rocker, ne-rocker, să nu dea din cap la Dirty Shirt. Am vorbit de Altar, care au o muzică, un heavy, atâta de te prinde, deci n-ai cum să nu strigi la refrenele lor, deci e o trupă de concert, e o trupă cantată de concert, pentru că Andy Ghost are carisma aia incredibilă în momentul când a urcat pe scenă. Da, da. Răstoarnă tot, deci nu poți să-ți iei ochii de la el efectiv și modul în care comunică... Un cu testosteron, așa. Da, și modul în care comunică cu publicul, și aia contează enorm. Sunt o grămadă de oameni care, mă rog, sunt artiști, sunt compozitori și nu pot să comunice cu publicul așa de bine, știi? Dar el este un talent la... Am mai văzut acum, mai nou, de exemplu, la Rockstar, am trecut la Avatar, am mai văzut vocalistul Avatar, a fost extraordinar de comunicat, deci incredibil cum am pus problema cu publicul. Și erau pe vremuri Freddie Mercury, deci erau oameni care controlau sala, știi? Și sunt oameni care nu controlează sala, clar. No. Porma Sinze are fenomenalul, are atmosfera asta de Black Death, de pădure, de legendă, de lup, de zei, și are costumația care o are, care nu poate oricine. Nu poate oricine crea și urmează niște idei la Alex ieșite din comun. Bine, ce urmează. Bine, 56-3 am văzut în concert de câteva ori. Ei deci au așa un fel de trans al lor când cântă. Da, deci oamenii chiar cred pe bune în chestiile astea și asta se cunoaște în public. Fenomenal. Dacă chiar crezi, atunci n-a. True believer is a true believer. Nu? Este acel concert celebru cu ei că a rămas fără voce Alex. Și nu mai aveau vocaliști, au cântat un concert întreg, mi se pare, în Harvard, eu n-am fost acolo, numai instrumental. Cred că a avut o amigdalită, Corbu sau ceva da, de genul ăsta. Da, deci Corbu nu a fost înțeles scoate un sunet. Și a zis, mă, vom cânta astăzi fără vocal. Și au dat dovadă de coaie. Deci cine mai are coaie să renunțe la voce și să facă instrumentul? Legendar. De concertul ăla toată lumea amintește. Bă, ți-a aduce aminte că ăsta n-a avut. Și a sunat bine, chiar. Da, mă, toată lumea a zis, bă, ce interesant, a sunat numai varianta instrumentală. Au lăsat muzica să vorbească, da. Deci asta înseamnă să... Mă rog. Fenomenal. Deci astea sunt lucruri care se întâmplă la concerte. Dar mi-aduc aminte, de exemplu, la Altar a fost ziua lui Teo Peter, era la București în Quantic și făcuseră o surpriză mare. Îi cumpărase Dijmărescu de la Dijmărescu fiind reprezentantul Ibanez, adică ca imagine. Da. El n-are voie să apară cu altă imagine, cu altă chitară decât cu marca Ibanez, care e întâmplător și marca mea preferată. Ideea este că a cumpărat de la Ibanez o chitară rece. Ăsta nu avea o chitară acustică normală, știi? Și tot își dorea una și au cumpărat o chitară foarte mișto de la Ibanez, neagră, știi, mă rog, și am
pachet și nu știa nimeni, numai noi știam câțiva. Și când ne-am dus la pensiune, la cazare, la hotel, i-au adus-o, i-au cântat la mulți ani. Am scena aia filmată, că am de gând să fac un videoclip scurt, da, cu altar, ar fi 2023, back, moments, știi? Golden moments from, da, the backstage. Da, 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 și mai am câteva resturi, dar o să încerc să fac un clip din ăsta scurt cu ei. Deci sunt o grămadă de... Care este lumea asta a voastră, a oamenilor care filmați pe la concerte? Am mai văzut Alin Struț, Hegemonicus, cred că e corect la lui, sau nickname-ul, mai este Filip Banor. Filip Banor, da, din, da, Africa de Sud, da, e un tip foarte simpatic, nu lipsește, și el este unul dintre cei care umblă la multe concerte și de aia ne cunoaștem, ne iubim, când ne vedem, ne îmbrățișăm, suntem... Deci sunteți. Pentru că suntem câțiva care ne tot repetăm, este Robi din Dej, care umblă la foarte multe concerte, mai ales de underground, dar ne știm, ne cunoaștem, ne bucurăm că ne întâlnim și cu Filip totdeauna. Și mai schimbați sfaturi tehnice între voi? Mai bă, sfaturi tehnice n-am schimbat niciodată. Vorbim numai de muzică. Deci fiecare în e general, un regizor cu viziunea lui propriu. Da, în general vorbim de muzică. N-am vorbit niciodată de cum filmează, cum filmez eu. Eu ulterior am descoperit canalul lui, și al lui Alin Struț. Bine, cu Alin Struț iar am povestit mai multe, ne-am pretenit, e un tip extraordinar de fain. Neavând jobul care are, nu are posibilitatea să meargă la multe concerte. Aici e un dezavantaj pentru mulți, da, că nu ating multe concerte și atunci nu are atâta material de difuzat. Dar eu am foarte mult material de difuzat, pentru că la mine săptămânal, deci la mine unul din succese este că săptămânal încarc. Uite, în Germania se mai fac așa conferințe, seminarii cu oameni care filmează la concerte, care se întâlnesc, mai schimbă idei. N-am știut nimic sunt de genul ăsta, eu da, sunt mult prea nou în domeniul ăsta, da, deci și sunetiști, un și an și jumate, și luminiștii să se mai întâlnesc câteodată, da, odată la câțiva ani și mai schimbă idei, poate da, că ar fi un lucru... Poate fi interesant, poate benefic, fi interesant la un moment dat, da, la un moment dat să fie interesant. Mă rog, la voi e importantă și partea tehnică, să eu mai am vedeți... Da, importantă partea tehnică, eu efectiv am studiat trailerul să pot să editez, clar, de pentru că nu sunt mulți cum îi... Vali Constantinescu de la București, mare fotograf de concerte, care a zis, mă, cu ce ai făcut after movie? Cu telefonul. Cum l-ai făcut? Cu telefonul? Nu există așa ceva. Cu telefonul l-am făcut, zice, nu pot să cred, zice, mă, te învăț eu când ajung la București. Deci adevărul este că am spune că m-am uitat pe YouTube, că poți să ai da, telefon oricât de bun, dacă nu știi da, să-l folosești degeaba. Bine, acum merg, dar și montajul contează, și filtrele la culori, și mă rog, fac niște chestii. Scrisul, am început să pun deja titlurile pieselor, titlurile formațiilor, e interesant așa ca pentru un clip de câteva minute, știi? Încă două întrebări și încheiem interviul. Cum vezi tu scena românească față de scena de afară? Hai, că ai văzut trupe de afară, ai văzut trupe din România. Da. Ți se pare că e peste, sub, are minusuri, are plusuri, ce ai observat? Ce are scena din România și n-are scena de afară? Mă, multe chestii, scena din România are multe chestii, deci asta chiar povesteam și cu Alex de la Sinze, de exemplu, costumele. De la tine, ei, de pe primul da, rând, se vede cel mai bine. Da, 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 e adevărat. De exemplu, el îmi povestea că au cântat înaintea lui Dark Funeral okay, și erau șocați de ce costumații are Sinze. Ia-o-s. Pentru că au zis, bă, la ei, zice, mă, cine va face costumele care costa o tonă de bani acolo? Și Alex a zis, bă, eu le cost cu mâna mea. Ia-o-s. Cum? Tu le-ai făcut designul incredibil, știi? Deci ei se gândeau deja să-l angajeze, să le facă și lor. Deci mulți se uită cu invidie pentru că aici sunt trupe care își fac singur toată treaba, știi? Toată scenografia, toate steagurile, decorurile, știi, le fac mult singur și multe arată mai bine decât cei afară. Și ce m-a surprins, de exemplu, la Rockstadt anul trecut, în sfârșit organizatorii au pus, sigur, scenele de la Rockstadt erau mari, dar acum le-au utilat cu niște ecrane de LED din alea mari. Deci scena la Rockstadt anul trecut a fost la nivel internațional clar, înțelegi? Da, da, da. Și măi, n-au folosit, deci 90% din trupele mari care au venit și i-am așteptat disperați, nu au avut animație pentru ecrane. În afară de Architects, Architects care a folosit la maxim, deci au avut niște efecte de a împrăștia de video, dar, mă rog, eu nu sunt mare fan de Architects, dar Architects... E un metalcore, mai nu-i pe gustul meu, dar mă rog, i-am ascultat și au fost impresionanți ca și concert. Să zicem Epica. Epica a mai folosit în spate ecranul sau Therion, dar au avut un fel de ecran generic care s-a tot învârtit. A fost o mișcare, dar n-a fost ceva spectaculos. De mă gândeam că dacă venea altarul, care are animație la fiecare piesă, cu textele, cu... Eu am văzut așa ceva la Zilele Maghiare aici, când a venit Eddo. Băi, deci a avut o animație în spate, mai cu... Dădeau refrenele, știi, pe ecran. Deci n-ai cum să nu strige, de tu ghidezi publicul să cânte tare, cu tine. Extraordinară idee. N-au aplicat-o niciunul, deși ar putea să o aplice. Mai ales la trupele astea de
de dead la care vezi că versurile nu se înțeleg de fiecare dată, uh-huh. știi? Ar fi o idee extraordinară. E mare lucru, mă bucur că Corbu a scos clipul ăsta nou cu, da. Cu textul. Și în engleză, și în asta. Deci, în sfârșit, poți să trezi la text, știi? Uite, acum, Sinze 6 a fost o trupă mai britanică, așa, oricum tot a fost o trupă britanică și oricum se înțelegea mare ce cânta. Da, ei la a fost mai așa, mulți, mai, da, mai british în underground-ul la cei românesc. Mai mult nu se înțelege. De-aia au apărut și clipurile cu lyrics, că acum e la modă clipe lyrics, știți, mai ușor de făcut. Și, de adevăr, lumea poate să vadă versurile. Poate versurile au chiar pe direcția asta mai modernă, mai britanică, da, 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 mai catchy și deci, muzică bine făcută. Noi suntem destul de avansați din punctul ăsta de vedere. Comparativ cu ce am văzut la trupele mari. Ori nu vin, dar o animație pe un calculator îți trebuie doar un stick, deci nu trebuie nu știu ce. Nu trebuie să aduci cu tine scule, știi? Da, să vii, da, cu efecte speciale. Bine, au venit Kiss cu spectacolul lor, vine AC/DC de fiecare dată și acolo cheltuiesc mari la Rammstein, nu vorbesc că o industrie întreagă, nu armată, o industrie întreagă. Deci acolo nu ai unde să pui tehnicienii, știi? Mă rog, alea sunt muzici axate pe spectacol. Românii aveau casete și desenau ei coperțile, că n-aveau chestiile astea. Exact. Și după din aia, cauza... Costin Chioreanu a ajuns desenator. Au ajuns să-și facă costumele, să-și facă, da, să-și gândească. Deci, și ăsta e un avantaj mare, pentru că noi ne-am dezvoltat că am fost nevoie, știi? Andy Ghost mergea și, la Clujan, a luat bucăți de piele și făcea insigne. Da, și să-și facă sicriul, l-au făcut și așa mai departe. Deci au fost lucruri care le-au gândit și le-au ieșit și eu zic că la ora actuală multe trupe românești sunt la nivel... Și care vin din anii 90, din anii 80, când și era totul... Și de t-shirt, anii animație în spate și, mă rog, o armată întreagă de oameni pe scenă care se descurcă fenomenal. Deci, noi, la ora actuală, eu pot spune că suntem acolo la un nivel, admirat și multe trupe din Occident, sigur, ne... Engleza e de bună calitate la trupele, noi chiar foarte bună. Deci nu putem să ne plângem de chestia asta. N-aș putea zic că există... Probabil că există și plusuri și minusuri, dar acum nu-mi vine în minte nimic. Eu nu am numai cuvinte de laudă la trupele românești, care se vor dezvolta pe direcția în care se dezvoltă. Fiecare are un stil, fiecare face. Acum sunt atâtea stiluri și se amestecă stilurile. Cineva zicea, mi se pare Doru, unul din bateriștii la multe trupe de dead, zicea că la ora actuală nu se mai poate inventa nimic în muzică, deci practic s-a ajuns peste tot, s-au făcut toate stilurile, și complicat și simplu, și într-adevăr, adevărul că contează atitudinea foarte mult, exact, contează, exact. Asta contează. Deci, atitudinea poate... contează și managementul, cum te organizezi ca să fii pe scenă, pentru că acum contează să te vadă lumea, clar. Și contează câte clipuri ai scos, câte like-uri ai și așa mai departe. Și ce multe transmiți, chestii ce transmiți și dincolo de muzică. Da. Hai să încheiem interviu cu un banc. Uite, l-am citit foarte fain. Se duce un cameraman și un reporter bucureștean la un ardelean aici să vadă cum e o zi din viața lui. Și întreabă, domne, ce faci? Și zice, mă scol, beau un shot de pălincă. Și zice, nu spune pe cameră că bei pălincă, că nu-i frumos, zic că citești ziarul, nu? Și a zis, da, bine, am înțeles, nu? Atunci mă scol, citesc ziarul, mă duc în atelier, mai citesc vreo 11 ziare, dau de mâncare la porc, mai citesc și 2-3 reviste, mi arunc la masa de prânz, citesc 2-3 cărți, vine seara, adun fânul, îl cosesc, îl prășesc, nu știu ce, citesc presa de seară, seara mă duc la biblioteca din sat, biblioteca din sat se închide pe la ora 10 și după de ora 10, când se închide biblioteca din sat, unde am citit și acolo bine de tot, mă duc în vale la Vasi și Vasi acolo are tipografia. La tipografie. Adevărul este că asta e o chestie, într-adevăr, domnule, nu spune lucrurile. Noi astăzi am spus lucrurile pe nume, ca să fie clar, nu ne-am ascuns. Și eu cu alcoolul n-am fost niciodată prieten, îi admir pe toți rockerii mei care toți n-au nicio treabă. Ce vreau să spun este că tot timpul se caută tipografia, da? Da. Ăsta politicien, care este adevărata puterea politicianului vis-a-vis de puterea ta? Politicianul are acces la tipografie, poate să-ți tipărească bani. Exact. Ăla, tu nu poți că faci bani, faci, mergi la închiri, dar el poate să-ți tipărească bani. Cum ziceau fost prim-ministru de-al nostru, bă, ce bine trăiți în România, uite aici banii, mă. Îi tipăresc mâine și crește inflația. Mai facem o tură de bani, da. Mai facem o tură de bani, mai crește inflația, bă, nu trăiți bine, mă, ce dracu, uite ce bine trăiești. Avem tipografia pregătită. Bun, asta este inflația. Cum comentezi, că ai, și cu asta încheiem interviu, ești un om de business, știi ce înseamnă inflație, teorie, faci business în viața ta. Da. Cum comentezi tu inflația de informație și de trupe din underground românesc pe baza acestui banc? Inflația de informație? Și de trupe. E un fenomen de inflație la nivel de bani tipăriți, adică multe trupe. Multe trupe. Nu ai o casă de discuri, o casă de discuri apărea câteva trupe, dar știai sigur că sunt bune. Acum, uite, avem o tonă de trupe. Explicația că este o inflație de trupe, aici ai dreptate, este faptul că tehnologia a avansat și toate au ajuns accesibile. Adică toți au acces la tipografia aia din deal. Deci gândește-te că pe vremuri mi-aduc aminte că dacă era o problemă că
de exemplu, în cazul unui divorț, mi-aduc aminte, era întrebarea ce să duci din casă când au făcut partajul, înțelegi? Da, da, da. Mașina sau videorecorderul? Corect. Da. Zăi, mă, cum poate să egalezi un videorecorder la o mașină? Dar pe vremea aia avea aceeași valoare. E bine, lucrurile s-au schimbat major, pentru că la ora actuală, pe vremuri, era greu să ajungi la o gitară. Gândește-te că Brian May și-a construit gitara cu mâna lui, că n-a avut bani de gitară. Pe când la ora actuală, poți ajunge la o gitară bună cu bani foarte puțini. 150-200 de euro. Exact. Da, mă, și foarte mulți copii sunt super instrumentiști și super artiști care au exersat cover-uri cu zecile și cântă într-o garsonieră și vezi pe YouTube, e șocat. Deci este o multitudine de tineret s-a orientat spre artist, spre a cânta, știi? Deci acum sunt foarte mulți. Nu neapărat, n-au neapărat talent de compus, dar ca artiști, ca tehnicieni, lucrează, da, știi? Da, da. Într-adevăr. Și atunci, sigur că au apărut foarte multe trupe. Și multe dintre ele, într-adevăr, nu sunt la un nivel de componistică, pentru că trebuie să compui. Ca să compui, trebuie să ai și o inspirație, trebuie Întrebarea să ai, știi? Întrebarea mea era, în condiții de inflație, cine îți dă măsura calității? Măsura calității... Aici trebuie să trezească omul de afaceri din mine. Măsura calității, nu neapărat artistul talentat. Deci sunt foarte mulți artiști talentați care au scris piese faine și vor rămâne total necunoscuți, pentru că contează foarte mult și marketingul și managementul. Okay. Deci contează managerul, contează cum pune problema, contează relațiile, ca în orice domeniu, contează relațiile, cunoștințele, contează la ce festivale ajungi, contează cum vorbești sau nu vorbești. Mulți artiști sunt foarte plini de ego și probabil pe bună dreptate că au, da, au valoare, absolut, au talent, absolut. Dar care din două certuri, înțelegi, rup relații importante care de multe ori ar fi fost bine să le păstreze, știi? Sau mulți organizatori de festivale au problema asta că mă nu aduc pe ea, că nu-mi place de ei, că m-am certat cu ei, că m-am jurat, că... Pe când, dacă vorbim de afaceri, eu dacă aș avea un local, de exemplu, chiar și trupele pe care, să zicem, nu-mi plac sau nu mi s-a antipatic sau ceva, i-aș aduce dacă există public pentru ei, știi, și lumea îi așteaptă. Absolut. De ce nu, știi? Pentru deci că... aici afacerile diferă, știi? Deci e o problemă de maturitate. E categoric. E o problemă de maturitate, nu suntem la grădiniță, nu ne certăm și da, facem diferența. Dar adevărul este, asta e una din probleme, și cealaltă de marketing, de management. Contează să ai un manager care să fie abil, care se descurce, care să-ți organizeze un turneu, care să facă booking pentru anumite localuri, știi? O rămâi tu să fii manager, îl plătești pe unul. Dar unde a ajuns la această inflație? Unde mai a ajuns? A ajuns că formații foarte mari cântă în pub-uri, în crâșme mici. Deci am zeci de comentarii vis-a-vis de Cradle, cum au încăput în Form Space, știi? Dar adevărul este că la ora actuală și formațiile mari cântă fără nicio problemă, că pe ei nu-i deranjează, absolut, pentru că sunt obișnuiți, da? Absolut, da. Adevărul că este o inflație de evenimente și de concerte și asta duce că de multe ori la un concert e puțină lume, pentru că pur și simplu sunt foarte multe evenimente și foarte multe bilete de dat și mulți din publicul de rocker nu sunt foarte, nu stau grozav cu finanțele ca să absolut, poată plăti în fiecare săptămână un concert și triber și așa mai departe. Și pe de-a parte de înțeles. Și această inflație de formație a dus la mai puțină lume la concert, știi? Uh-huh. Deci sunt avantaje și dezavantaje, de fapt, în toată dezvoltarea asta. Îți mulțumim tare frumos pentru interviu, ne-a făcut plăcere deosebită. A fost o reală plăcere și pentru mine să colaborez cu Francis. Povești ale Clujului care nu se aud în altă parte, nu se știu, nu se văd. Da. Foarte mulțumiți că aducem oameni pe acest canal, că auzim chestii în premieră. Și ne vedem la Monday Shadows. Eu sper să colaborăm mai departe. Mi-a plăcut grozav interviul tale de mai demult, că m-am mulțumesc uitat la ele. Eu mă simt onorat de fiecare dată când mă chem să te ajut cu camera. Deci te voi ajuta de câte ori pot cu camera. Deci cu siguranță ne vedem la Monday Shadows, că eu voi fi de partea cealaltă a camerei. O altă trupă multibite de Alețiuchii. Da, mulțumim frumos! Da, 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 da. Salutare tuturor! Salutare! Da.